infirmarea sutelor de soluții de neîncepere date în aceste dosare și de reluarea cercetărilor, de conexare a acestor dosare, așa cum v-am spus mai înainte, în ideea că răspunderea penală de care făceați dumneavoastră vorbire este de data aceasta una piramidală, pentru că dirijarea, dacă vreți, și conducerea activităților militare în București și în țară s-a făcut de la București. De ce ați simțit nevoia să faceți această cerere, această plângere pentru a se conexa dosarele? Până la urmă, care era problema dacă se găseau vinovații pentru evenimentele de la Cluj, vinovații pentru evenimentele din București? De ce trebuiau neapărat anchetate împreună aceste evenimente? Doar dintr-un întreg se poate să scoate adevărul. Deci dacă nu vedem ce s-a întâmplat la nivel de țară, chiar săptămâna trecută am înțeles că o echipă condusă de domnul general a fost la Baia Mare. Cine știe că la Baia Mare două unități au fost contrapuse în județul Maramureș ca să tragă între ele, să se împuște între ele. Deci iată că dacă nu facem la nivel de țară, dacă nu facem la nivel de țară acest lucru, nu vom afla adevărul întreg niciodată. Ei, timp de 15 ani, puterea politică, și spun 15 ani și am să argumentez de ce, au permis așa mici supape pentru Cluj, pentru Timișoara, pentru ceva din București, dar nu i-a deranjat prea tare pentru că nu s-a ajuns la acel vârf de piramidă, așa cum spunea domnul general, că există o piramidă și sigur că există în orice instituție, există o ierarhie. Puterea politică și puterea sau conducerea armatei, practic, s-a aflat în capital. Ei, aici nu au vrut să cerceteze și au frânat în permanență, în timp de 15 ani, ca să se ancheteze ce s-a întâmplat în București. Am extins solicitarea la nivel național și am făcut această plângere ca să se verifice tot ce s-a întâmplat între, să se cerceteze, eu nu sunt jurist și poate câteodată nu folosesc termenii cei mai adecvați, dar să se cerceteze toată perioada 16-28 decembrie. Și atunci putem să spunem ce s-a întâmplat cu adevărat până în 22 decembrie și după 22 decembrie. Este interesant de observat că primele cercetări care s-au făcut după 90 n-au vizat pe cei care au tras în manifestanți. Au vizat cercetări împotriva persoanelor reținute ca suspecte, așa zis și teroriști. S-au făcut sute de dosare la diversi cetățeni. Numai la Sibiu am avut aproape 600 de oameni reținuți, bărbați și femei reținuți într-o unitate militară, dosar care de altfel a fost și trimis în instanță. Și au fost cercetați cei reținuți ca teroriști. Deci s-a pierdut timpul... A fost un consum inutil de resurse. Exact. Abia după 97, când a venit domnul președinte Emil Constantinescu la conducerea țării, s-a cerut o cercetare pe crime. Și atunci practic s-au făcut dosarele cunoscute până acum, dosarul Clujului, care a fost și finalizat în Alta Curte Supremă de Justiție, dosarul Sibiului, dosarele care priveau victimele din județele Dâmbovița, Prahova, București, multe dosare care au loc alea instanții, dar ele cercetate separat tot nu spuneau totul, tot nu erau lămuritoare pentru ce s-a întâmplat în decembrie 89. De ce? Care era veriga lipsă? Veriga lipsă era tocmai ce vă spuneam eu, legătura cu structurile centrale ale instituțiilor care au participat la represiune. Deci asta lipsea. Deci practic dosarele anchetate și unele judecate până în prezent mai degrabă indicau vinovați locali. Vinovați locali. Și nu spuneau nimic despre vinovații la nivel național. Care practic au coordonat, au condus, au conceput, dacă vreți, planurile pe care cei din țară doar le executau. Da, sigur că executantul de multe ori se apără, el se duce în spatele ordinului primite. Și atunci trebuie să mergi mai departe, să vezi cine a dat acel ordin. Este necesar să mergi mai departe, pentru că n-ai cum să înțelegi de ce executantul a făcut ce a făcut. Îi exonerează de răspundere, de exemplu, pe un șef de dispozitiv din Cluj, faptul că a primit un ordin de la București să tragă manifestanți? Nu-l exonerează de răspundere penală.
dar lămurește și poate scade din vină în ceea ce privește și să ține cont la pedepsire. Și introduce un alt vinovat. Introduce un alt vinovat, unul care l-a determinat pe cel de la Cluj să acționeze represiv și putem să ne apropiem mai mult de, dacă vreți, de viziunea politică a momentului, structurile centrale ale statului care au organizat toată această represiune. Putem identifica și înțelege mai bine, pentru, neapărat pentru a pedepsi, pentru adevăr, ce s-a întâmplat în decembrie 89. Că altfel, aceste dosare separate sunt dosare mutilate, dacă vreți, din punct de vedere a stabilirii adevărului. Nu e un adevăr complet. Adică trimitem în instanță un soldat care, nu știu la ce baraj, a tras după o mașină care n-a oprit la barajul instituit de ei și nu înțelegem de, este vinovat soldatul respectiv că a ucis dar nu înțelegem cine l-a pus pe soldatul ăla acolo să facă baraj, cine a ordonat să tragă, cine era inamicul declarat oficial atunci ca să-i permită lui să deschidă foc asupra unui trecător, asupra unei mașini și să acționeze criminal practic în acele condiții. Deci trebuie să cercetăm mai profund, pentru că este vorba până la urmă și de dreptatea care o cer victimele care nu mai sunt, dar și de istoria țării noastre.